Pentru sportul meu la această serie de poveste, o să devină poveste de acum și vizionare plăcută. Se pare că înaintea meciului, următorului meci, Blanca Metru, din păcate, mi s-au accidentat 3 jucători. Mi s-a accidentat Mogă, pentru că s-a accidentat doar pe Bucanul din păcate Mogă, și în următorul meci, măcar nu avem atât de multe accidentări acum pentru cei din echipa mea și le-am zis oamenii că am așteptat să și să văd cât de bun ar putea fi. Înaintea de cel cu Rotterdam, antrenorul este foarte supărat pe echipa aceea, pentru că n-au reușit de 12 ori să facă un antrenament de la început, dar trebuie de 12 ori să vedea de la capăt. Și vezi acum și o să trecem imediat în postura de poveste, dar ca comentator. Deci, da. Și avem aici penalti lui Maxim, tu 60 și G, Maxim, față față cu Iverse, Maxim! Poate da un continuare, conduce cu 1-0. Să vedem aici Stanciu, Nicolae Stanciu. Stanciu pasează la dreapta. Portarul. Avem aici o centrare la Alibec. Iverson îndrăgie din lungă. Da, mai s-a uitat și încă s-a uitat de 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 Nicolae Stanciu! Nicolae Stanciu pe lângă poate, incredibil! Vedem de aici, arătă aici, aici, la parte care ar putea să trebuie ceva, Mihaiu, Mihaiu! E cine e încă, e și Rotterdam, poate, aici, 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 am pierdut, am ținut mingea, am avut posesie, dar nu am fost inspirat în fața părții. Antrenorul a plecat foarte nervos de la meci, a spus că după două meciuri bune, deja azi cumva v-ați dat-o în cap și credeți că orice meci e câștigat de la sine. A simțit cumva? Nu, a zis chiar că am avut, cu Dinamo nu poate să spun lucrurile acestea, dar astăzi chiar am avut atitudine, am dorit să câștigăm, s-au văzut lucrurile acestea. Toată lumea a alergat, dar se mai întâmplă să și pierzi. E o amenințare reală pentru asta. După acest match avem o revenire. O să urmezeresc turul cu cei de la Rotterdam. Un tur ca cineva cu un match care se întâmplă în Dolan în acest match. Dar după ce a venit la Cienta, un nou accident
tare și vin jucători, dar se accentuează noi jucători în echipa noastră. Și asta mă înfichează pe mine și mă tem să nu mai avem niciun jucător până la finalul acestui concurs, până la finalul de tot. Din păcate, Florinel Coma s-a accentat și pentru următoarea 2 metri, iar Bătăjerul îi va la locul. Și și Dejman încă nu are un loc pe bancă, încă nu are un loc. Dacă vrem după ce am reușit în tura pe 1-0 ca să ne câștigăm tot ce câștigăm de la noi, că o să ne revenim și o să bătem cu 2-0 sau cu mai mult acest meci. Să vă atribuim celor de la cel curăță de la noi. Este penalt din minutul 65. Maxim va executa acest penalt 0-1 mereu și în tura a fost la fel, minutul 65 penalt. Da, acum Maxim Maxim face 1-1 și este 2-1 la general în acest moment. Și trebuie să-și revină și să-și pună piciorul în prag. Să vedem dacă își vor reveni Ihicheu, Denis Drăguș acolo, Drăguș se duce, Drăguș, să vedem acolo Drăgușa, Stanciu, gol! Nicolae Stanciu, 2-2, 2-1, 2-2 la general, recuperăm! Și Feceau se califică mai departe. Ce meci! După un 2-0 la 2-a general, recuperare, 4 goluri, 4-1 și câștigă atât. Se pare că ne-ai trecut, n-a putut veni la interviu din cauza unor probleme după meci, dar Nicolae Stanciu a putut. Din păcate, interviul nu s-a putut face în platou, îi dispun așa că s-a făcut prin telefon și de aici a spus Nicolae Stanciu. Fericită Nicolae Stanciu, fericită pentru victorie, 2 goluri, ce părere ai despre aceste meciuri? Te simți bine că ai câștigat acest meci și ai marcat un gol? Două, sunt foarte fericit pentru acest meci, mă simt foarte bine că am câștigat acest meci. M-au bucur mai mult că am marcat un gol și am reușit să conduc echipa în sus. Doamne, Nicolae, am înțeles că... Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, share, a fost
tot efortul meu am făcut, dacă a putut de like, pe ce mi-a făcut de like,